În 2010 am luat o bursă a Parlamentului German și m-am dus la un program de studii teoretic și practic în Germania, la Berlin, la Humboldt Universität zu Berlin. Eu studiind în germană ca limba maternă la Goethe, nu am avut o problemă în acest sens. Am fost la Institutul de Științe Sociale, unde am făcut un program de drept constituțional și instituții politice. Iar când m-am întors din Germania, m-am înscris direct la Facultatea de Drept la Universitatea din București, pe care am terminat în 2016, dar le-am făcut în paralel cu business-ul, deja lucram, deja eram activ. Și cum a început cariera ta? Dincolo de diferitele joburi de fan și de descoperire pe care le-am avut. Poți să-mi treci prin revistă care au fost. Da, am început să lucrez din liceu. Am început să lucrez din liceu în vacanța de vară pentru că a fost modelul educațional al mamei că nu poți să stai toată vara să nu faci absolut Și ce ai nimic. făcut? Ce n-am făcut? Plecând în școala generală ne punea să muncim în curte. Noi avem în continuare în proprietate, mama mea are în proprietate casa de la Joița, care are o livadă impresionantă de 50 de meri și e chiar o poveste amuzantă. Când s-au plantat merii, s-au plantat în 60, când a fost cumpărată vila și domeniul avea un parc, dar era un parc gol. Și bunica mea s-a hotărât să planteze niște meri care sunt 60 de ani mai târziu, 62 de ani mai târziu, majoritatea dintre ei sunt în continuare acolo. Și ne punea să culegem merele, să tundem iarba, să udăm, să facem tot ce trebuie în curte pentru a ne motiva să învățăm valoarea banului și să ne câștigăm singuri banii de buzunar. Și cum primul job real care a fost? Primul job real am început în facultate să lucrez în diferite activități de marketing, în diferite firmulițe, dar primul job real a fost cel în Parlamentul Germaniei. Primul job instituțional, clar, cu program, cu Și cum a fost acolo? responsabilități. Este impresionant totuși să ajungi să lucrezi acolo. Da, e impresionant, dar în același timp Și diferența de cultură? fac o scurtă paranteză. În timpul facultății nu am avut un job constant, dar am fost președintele studenților la, În de fapt, București. în București, la Universitatea București. Eram președintele studenților la Facultatea de Științe Politice, reprezentant în consiliile facultății și așa mai departe. Și eram membru și în asociațiile studențe și era o formă de organizare și de responsabilitate zilnică, pentru că eram interfața între problemele studenților și Consiliul Facultății. Administrația Da, facultății. și administrația facultății. Și după cum știm, birocrația în România Păi ne asta e, chinuie. poți să ne ajuți cu o analogie între, spre exemplu, parlamentarii de la noi și parlamentarii din Germania cu care ai avut. Ajungem și acolo, dacă vrei să îți dau picanterie așa. Poți să-mi dai. Parlamentarii din Germania, e chiar o cutumă care spune că la primul mandat nu vorbesc, pentru că n-au nimic de spus. Cum așa? N-au experiență, n-au absolut Ah, ok. nimic. Ce se întâmplă? Ca în toate țările vestice, lucrurile acolo sunt un pic mai așezate, sunt un pic mai clare și bine făcute. Motiv pentru care atitudinea lor este una de responsabilitate. Ei, când ajung acolo, nu ajung printr-un concurs de împrejurări. Bine, au fost și acolo excepții cu extrema care a intrat, cu extrema dreaptă care a intrat acum în Parlament în 2017, dar majoritatea oamenilor politici de acolo sunt oameni politici de carieră, sunt cei care și-au dedicat o perioadă din viață pentru a face politică. Pot să-ți dau un exemplu apropo de Da, te rog. paralela birocratică, pentru ca un act legislativ, o propunere de act legislativ, o propunere de lege, să ajungă lege, durează în medie 2 ani de zile. Ei nu apelează la ordonanțe, ei nu se grăbesc. În cei 2 ani de zile se respectă toate etapele. Se dezbate forma teoretică, primul draft al actului, în cadrul Comisiei de Specialitate. Se cheamă societatea civilă să-și dea cu părerea și nu se cheamă la modul la care se publică undeva și cine a văzut-o în alea 2 zile de consultări, poate
poate să-și dea cu părerea. Nu, se invită societatea civilă. Mai mult decât atât, se cheamă specialiștii din domeniul respectiv. Foarte interesant. Da, asta e o altă paralelă deosebită. La ei, în momentul în care ții doctoratul, apropo de doctoratele din România, la ei când ții doctoratul, ți se schimbă buletinul de identitate și pașaportul și nu mai ești Herr sau Frau, ești doctor. Foarte interesant. E formulă de adresare, da. Foarte interesant. Și în materie de izvor de drept în Germania, unul dintre principalele izvoare de drept în Germania este doctrina scrisă de către profesorii de la universitățile respectate. Cine ajunge profesor, doctor universitar la o catedră de drept la una din universitățile importante din Germania, este citat în instanță ca și punct de vedere în susținerea cauzei. Chiar dacă nu a ajuns punctul lui de vedere încă să fie implementat în lege, dar este o interpretare asupra legii și modul în care el vede aplicabilitatea legii, dă o notă de încredere avocatului că el s-o propună judecătorul. Iar judecătorul care a fost școlit de către acel profesor ține cont de ce are respectivul de spus. Foarte, foarte interesant. Și revenim puțin la noi, ce părere ai despre ordonanța de urgență și cum este folosită la noi? Lucrurile într-o societate care... Că tot ai spus că... Da, într-o societate în care democrația a venit acum 30 de ani și în primii 10 ani a fost, să zic așa, mai mult o proprie interpretare asupra ce presupune democrația. Următorii 10 ani au fost de a face pace între cum interpretăm noi democrație și cum interpretează vestul democrație și următorii 10 ani au fost de recuperare, dacă vrei, și adaptare la niște principii și standarde. Cred că noi folosim ordonanța de urgență, la fel cum facem și multe alte lucruri, inclusiv în viața noastră privată, respectiv căutăm o soluție abia în momentul în care problema e mare și ne doare. Și ne apasă. Și ne apasă, da. Dacă sistemul social și politic ar fi fost considerabil mai așezat, am fi avut timp să trecem prin ele și am mai fi era avut, nevoie de ordonanța da, de da, am fi avut experiența să facem și noi consultări publice și să chemăm specialiști, am fi avut poate acești specialiști, dar din nou foarte bine punctat. N-ai, fi avut n-ai timp, da, specialiști. N-ai timp în 30 de ani să faci ce alții au făcut în 75 sau 80 de ani sau ce alții au făcut cu mult înainte de cele două războaie mondiale. Că sistemul social din Europa pe care toată lumea îl împinge și zice că e apanajul stângii, Otto von Bismarck a introdus acum două secole principiile statului social și protecției sociale. Motiv pentru care noi astăzi încercăm să recuperăm ceva ce acum 100 plus ani s-a făcut la nivel de politică de stat, un pic greu. Da. Vreau să revenim la parcursul tău în carieră și să vorbim despre ceea ce ai făcut după ce ai lucrat în Parlamentul German. Da, am lucrat în Parlamentul German, am fost asistentul parlamentar al unui domn cu 20 și ceva de ani de experiență la momentul la care am lucrat eu pentru el. Era președintele Comisiei de Economie și Tehnologie și vicepreședintele Comisiei de Politică Externă și prin colaborarea cu el am ajuns să lucrez foarte apropiat de doamna cancelar la momentul respectiv. Și cum a fost? Te rog, dă-ne ceva, un insight. Era un monument, ea. La momentul ăla, la momentul la care eu am cunoscut-o și la momentul la care am interacționat și am lucrat în preajma ei, era un monument. Multă lume astăzi o acuză de tot felul de lucruri, suntem în situația cu războiul din Ucraina și lumea consideră Germania ca fiind vinovată pentru ce se întâmplă și pentru dependența de gazul rusesc. Germania, aici eu am un punct de vedere un pic mai nuanțat. Germania a susținut cu finanțe și cu industrie și tehnologie dezvoltarea Europei și a fost motorul economic al Uniunii Europene. Ca să fie motorul economic al Uniunii Europene și să contribuie atât de mult la bugetul Uniunii Europene, a trebuit să aibă bani și să facă bani, să facă profit intern ca țară. Ea, ca să facă acest profit intern ca țară, a trebuit să vândă scump și să cumpere ieftin. Ea susține foarte puternic economia internă, economia industrială internă. Uh-huh. Industria Germaniei este una cunoscută, foarte puternică.
ca să produci ieftin și să cumperi scump, și să vinzi scump, ai nevoie de foarte multă energie și resurse. Și unde altundeva decât în Rusia, care își dorea foarte mult să exporte gaz rusesc. Asta, acum ne uităm în urmă și spunem că uite ce au făcut nemții și ne-au legat de gazul rusesc și ne-au făcut dependenți de Rusia. Dar aveau nevoie... În același timp, tot Estul, care astăzi deplânge, s-a dezvoltat cu fonduri europene. Fondurile europene au venit de la bugetul Uniunii Europene. Cel mai mare contribuitor la bugetul Uniunii Europene este Germania și a fost de-a lungul ultimilor 30 de ani în Germania. Mai mult decât atât, toate celelalte state vest-europene au profitat de această dezvoltare industrială, au vândut tehnologie către industria germană și așa mai departe. E un cerc vicios, nu poți să te uiți. Chiar am văzut o situație zilele trecute, o dezbatere în care cineva compara niște momente în timp și episodic ne uitam la ce oportunități de achiziție pentru realimentarea rezervei strategice de petrol ale Statelor Unite au existat de-a lungul ultimilor ani, când au fost prețurile mai mici și astăzi trebuie să cumpărăm la un preț mult mai mare. Și era ce se compara de fapt era cum au reacționat diferitele partide politice, unele opunându-se politicilor celorlalte. Lumea nu vede diferențele acestea, nu vede că la momentul ăsta, chiar dacă nu e prioritate, pot să cumpăr ieftin ca să am în viitor la un preț mai bun. Nu văd dedesubturile. Nu văd dedesubturile, nu înțeleg în modul. Facem exercițiu de scandal și lătrat pe Facebook. Dar n-ai o amintire specială, ceva cu ea pe care să dorești să o împarți și cu... Am mai multe amintiri. Măcar una până să trecem mai departe și să depășim momentul. Prima oară când am văzut, ajunsesem de 2 săptămâni. De 11 zile. La 11 zile după ce am ajuns în Berlin, m-am instalat în Berlin, a venit să ne deschidă programul. Ce pot să spun? Pot să spun doar din experiență personală. Senzația când ești într-un grup de 200, 300, 500 de oameni și intra doamna Merkel în încăpere, nu că se făcea liniște. Îngheța timpul. Asta era senzația. Și interesant spus. Lumea începea să învie în momentul în care spunea primul lucru. Până în momentul în care... Din respect sau... Din respect, din teamă, din ceea ce reprezenta la momentul respectiv. A fost cel mai puternic om politic al Europei. Și a fost longevivă. A fost 16 ani în funcție. Și din punctul meu de vedere este exact stâlpul pe care evoluția Uniunii Europene la necesitat. A fost pilonul pe care ne-am sprijinit în anii ăștia, în care am integrat, de fapt, blocul estic.